Bună seara, dragi viitori ai Cântecului Popular Românesc! Iată că aici, la TSTV, Tradiție și Sănătate, așa cum v-am obișnuit, în această minunată seară, avem invitată o interpretă de renume, putem spune, din zona Munteniei și am numit aici pe prietena noastră dragă, Virginica Neagu. Îi mulțumim mult că a acceptat invitația noastră și suntem siguri că melodiile pe care ea le va cânta în această emisiune vor ajunge la sufletele dumneavoastră. Bine ai venit, Virginica, și îți mulțumim încă o dată. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, pentru că, într-adevăr, nu mă simt o străină. Mă simt ca la prieteni, știți cum? Parcă aș merge în vizită la prieteni. Pentru asta că, într-adevăr, da, televiziunea înseamnă prietenie pentru oamenii de pretutindeni. Pentru că aici se socializează. Nu au fost de mult interpreți din Muntenia și mai ales din zona Teleormanului. Vreau să spun că directorul acestei televiziuni, domnul Ancu Dincă, fizician, un om de știință, în primul rând, dar și iubitor de folclor, este de județul Teleorman și am vrut să-i facem o plăcere și o bucurie. Foarte frumos! Da, și de unde? Nu știți? Ei, nu știu. Am să vorbesc cu dânsul după emisiune, sigur, dragii mei, și am să aflu. Știți, nu de alta, dar sunt puțin curioasă. Așa sunt femeile în general. A, da, da, a zis sunt bine. Puțin curioase. Puțin ați definit mult. Foarte bine. Puțin mai mult. Da. Virginica, ne știm de ceva vreme. Da. Ne s-au intersectat așa, da, căile cântecului, da, de câteva muzică ori și vreau să spun că așa am fost un observator discret, dar care am înregistrat progresele pe care tu le-ai făcut în cariera artistică și vreau să te felicit pentru materialele pe care le-ai realizat, înregistrări cu multă acuratețe, prezentarea, da, zonei cu multă acuratețe, chiar dacă în multe piese mergi cumva spre Oltenia. Satiric spre Oltenia, spre Oltenia, da, da. Însă păi, ai și câteva piese de Teleorman. Sigur. Au poveste aceste cântece, când totdeauna știți cântecul are o poveste. Eu vin din zona de interferență a județului, din nordul județului. Spre Argeș. Spre Argeș-Olt. Chiar interferența către, deci acolo erau târgurile cele mai importante și unul dintre ele fiind la Roșiori de Vede, oriunde lăutarii au preluat cântece din ambele zone și de asta am și abordat puțin și un pic zona Olteniei. Nu, le cânt foarte mi-am frumos, creat dar un se stil simte propriu, da, având influențe un pic spre Oltenia, pentru că așa au cântat și lăutarii mei din sat și cântecele adevărate. Eu, nu, eu locuiesc în Alexandria, chiar în oraș acolo, dar am copilărit, am crescut în zona de nord acolo. De ești aproape de Râca? Aproape de doamna Polina Gheorghe, sigur că da. Un om drag sufletului meu, un om, știți cum îmi place mie să-i spun, un om de calitate. Numai că ce prezintă ea, și-are sorginte mai mult spre Teleormanul, Teleorman, Vlașca, da, Teleorman decât. Păi, pentru că asta, de asta spun, zonele s-au amestecat cumva. Într-adevăr, în zona acolo au crescut marii lăutarei noștri renumiții care au scos șlagărul Constantine. Deci este o piesă adusă de niște lăutari. Este o piesă adusă de lăutari. Nu e piesa Floarei Caroche. Nu este creată. Este o piesă și mi-asum când spun acest lucru pentru că eram copil când venea cu Cobza Nea Cartof și cânta Constantin. Mai există lăutare acum în ziua de astăzi acolo? Mai există, să știți că eu am chiar, am preluat acum recent câteva nestemate, așa le pot spune, pentru că nu le putem găsi oriunde, dar noi interpreții trebuie să fim modești și să-i înțelegem pe oameni așa cum sunt ei. Corect. Întâmplarea, am fost la un spectacol, de asta vreau să vă spun, da, foarte, da, da, repede. Te rog. A venit un rapsod dintr-o zonă, Troianu, zona Roșiori de Vede, chiar în zona unde eu am copilărit, bătrânel, destul de degradat așa ca om, în sensul că era foarte bătrân, probabil că mai și cinstise ceva, că era un spectacol, cu cobză la spate o ținea de fapt și ochiul meu de profesionist am văzut și mi-am dat seama că trebuie să aibă legătură cumva cu instrumentul.
Și aici în Troianu, cei din Telorman știu că zona Troianu este o zona a cobzei, se cânta foarte, avea un profesor renumit acolo cu cobza, care învățau și copiii și au predat la școală și sunt foarte mulți copii cobzari, care sunt cobzari. A venit către mine, am vorbit cu el, mă tot trăgeau primarul, lăsați-l în pace, zic, lăsați-l domne că e om. S-a apropiat de mine, mi-a cerut ceva, am fost drăguță cu el pentru că am crescut la țară și știu că viața este grea totuși. Pentru bătrânii de la țară, având părinții la țară, nu mi-am uitat copilăria, vatra mea strămoșească unde am crescut. Și m-am apropiat ușor către bătrân. Și atunci bătrânul a zis, dacă vrei, merg în mașină și îți fredonez câteva melodii pe care o să-ți fie de folos cândva. Și? Și așa s-a întâmplat. Am mers în mașină, mi-am înregistrat două, trei melodii foarte cu numele, o sunt într-adevăr de-al nostru, chiar foarte autentic. Autentice. Foarte autentic, chiar dacă și bătrânii au mai amestecat cumva, dar am învățat să-mi aleg frumos, să-l construiesc frumos ca acest cântec. Da, l-ai pus prin adaptat, filtrul personalității tale. Da. E interesant ceea ce spui tu. Da. Și putem să ne convingem ascultându-te în continuare. Virginica Neagu. Și bune și de ochiate, lume n-ascultă la toate. Te-ai păcat să mă vorbești, dacă tu nu mă cunoști. Întâi cunoaște-mă bine și atunci vorbește de mine. Cine mă cunoaște lume, știe foarte bine că-mi dau sufletul din mine la ai mei și la oricine. Toate pornesc de la bani, din prieteni faci dușmani. Dacă nu le-ai dat odată, nu te iartă viața toată. Zici o vorbă bătrânească și-o zicală românească, că la prieteni ce ai, ești bun numai când le dai. Când crezi că ei te iubesc, pe la colțuri te vorbesc. Poate tu n-ai vrea să-i suferi, dar ei tot te fac să suferi. Și atunci să luați aminte că răul se ține minte. Când îți cer, nu le dai chioară și lasă-i în drum să moară. We'll be right back.
nici dragoste fără drag. Dar cu de când se știe, a fost și o să mai fie. Și dragoste și iubitul, o fi cât o fi pământul. Că dragostea pe pământ este lucru cel mai sfânt. Virginica, eu am... E o discuție liberă, știi? Da, aduc sigur. Aminte de Teleorman, știi? Eram student și ne-a dus la practica agricolă. Și atunci eram eu în mare tandrețuri cu viitoarea soție și ea mergea cu fetele și rămânea cumva undeva pe lângă Blejești, da, videle, ce da, mână, da. Și noi mergeam mai departe, băieții, știi? Am coborât pe peron, aveam o geamă, un geamantan de la stil de armată, dăduse tata de din carton. Nu era de carton, era de lemn, da? Dar era așa pătrățos și așa, așa mare. Acolo, sigur că pusesem de mâncare pentru toată grupa, așa să fim noi în regulă, că nu știam cine așteaptă acolo. Sigur. Și sigur că toată viața mea a fost un tip vesel, așa optimist și făceam bezele și eram fericit pe peron, spuneam la revedere. Tinerețe, aștept. Încă nu eram noi, știi, doar cochetam, îi făceam curte, știi? Și toți pe la geam, toate fetele făceau cu mâna și așa, și la un moment dat se desface geamantanul ăla de, care era atât și toate hainele, pijamalele, izmenele, mâncarea, toate de-a baba pe peron. Dar trenul a plecat, eu am rămas să-mi strâng alea, dar cât au putut să râdă și cât de bine s-au bine dispus. Vreau să spun că asta e amintirea mea despre Teleorman. Am înțeles, da. Că pe urmă am trecut mereu prin Roșior și prin Alexandria, că soția din Drăgănești de Ol și drumul pe acolo duce. Sigur. Așa. Și am admirat întotdeauna oamenii de acolo, care sunt oameni ai pământului, dar sunt gospodari, gospodari, da, și da, cu mare suflet. Și da, ospitalieri, primitori. Este adevărat. Și folclorul de acolo reflectă felul lor de a fi, că este un folclor curat, un folclor, da, da, prea puțin alterat față de alte zone. Că sunt interferențe, bun, asta, da, e normal, corect, că ține, da, cont de geografie. Da, este, nu? Foarte adevărat, pentru că la noi se cântă foarte mult, sunt foarte bine cântate cântecele de dragoste, cântecele satirice. Noi suntem foarte optimiști, ca să zic așa. Dar la voi sunt mai puține cântece de joc, nu? Sau da, există, da, și... ăsta e melosul. Teleormanul e un pic, ați văzut că de asta am încercat eu cumva să adaptez către Oltenia, pentru că a venit valul ăsta foarte secolul viteze, știți cum, toată lumea cântă, hai, 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 hai. Ați văzut, parcă nu mai avem cântă răbdare. Cântă ceva vesel. Cântă ceva vesel, dar ceva n-au mișcat, un mesaj. Da. Ce mesaj poți transmite într-un cântec atât de vesel, într-adevăr? Bine, zona nu, nu este compatibilă cu chestiile astea. La noi sigur Bucovina, că, dacă da, nu faci niște strigături satirice. Și satirice, pentru că asta este zona dumneavoastră, altfel n-aș pricepe un cântec de Moldova să... Da, da, da. Pe când în Teleorman e altceva și... Sigur că da. De ce, cum explici tu faptul că totuși, deși sunt mulți soliști care cântă folclor, oameni care cântă, prea puțini au trecut dincolo de ecran și prea puțini soliști s-au afirmat și au reușit să facă o carieră de vedetă în cântecul popular românesc? Că nu prea sunt mulți. De la Liviu Vasilică mai sunt câțiva, sunteți acolo, da? Nu așa, pentru că un număr mare ca în Bihor, de exemplu, s-au apărut în Mehedin, s-au apărut, da, mulți, frate. În ciuda faptului că dumneavoastră ați spus și ați prezentat frumos zona, într-adevăr, dar la noi în Teleorman nu empatizăm foarte bine soliștii între noi. Da, asta ține de empatizarea între voi sau între noi ca și oameni, Comitetul de Cultură și comitetul pe undeva, pentru că ar trebui să facă mai mult pentru tineri. Eu nici nu pot să mai intru în segmentul ăsta, pentru că sunt un om foarte deschis, pe mine mă îndrăgesc oamenii pentru că sunt foarte modestă, orașul este foarte mic, nu este un oraș mare. Dacă te întâlnești de trei ori cu o persoană, a patra oară o saluți, chiar dacă nu-l cunoști pe acel om, pentru că te întâlnești în fiecare zi. Ați înțeles ce vreau să spun? Da, 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 sigur. Ok, la mine copiii, mă iubesc copiii în primul rând, cei tineri, și vin către mine. Ce ne învățați? Ne place să cântăm. Ce ne învățați? Îi trimit către cultură. Cultura îi aduc, îi pregătesc până la un anumit nivel și apoi îi lasă din mână. Da, e greu. Îi aduc. Că nu... Cum să vă spun? Mergem la arta, da, populară, părinții cotizează, au tine la școala populară și nici măcar
nu le dă și lor, cum se spune, pe deala Telormănel, nu-i acceptă, că n-au luat preselecția. De ce n-au luat, vina cui? Poate să fie. Dacă aveți un festival mare acolo. Avem un festival renumit, oriunde eu am participat, am un palmares frumos, am plecat de mică, de la 17 ani. Am mers în concursul Cântarea României, m-am format ca și interpret și am tot cules, am respectat, am învățat de la interpreții cu experiență, cu un caracter frumos. În viață trebuie și lucrul ăsta să fii, să ai deschidere, să poți să culegi, să asculți un om. Eu întotdeauna când am mers într-un grup și am avut interpreți de valoare, că și dumneavoastră știți mai bine, adică doar ne-am întâlnit de atâtea ori și există respectul ăla între noi atunci și acei interpreți te iau cu drag alături și te sfătuiesc. Tu ce faci? Permiți tinerilor să ți interpreteze cântecele? Da, chiar mi-e drag și pentru că de asta le-am și, ăsta e rolul nostru. Ești prima interpretă care susține acest lucru, pentru că am întâlnit interprete foarte cunoscute care nici copiilor nu permit să le interpreteze. Nu este adevărat. Nu, de ce? Pe atunci de ce? Pentru cine l-ai făcut? Cine să ți le preia? Dacă tu nu le faci pentru ei, pentru cei care vin din urmă, pentru copiii care vin. Păi noi ne văităm. Noi, adică să se gândească ca și interpret, lui cât de greu i-a fost să culeagă câteva cântece. Nu, e bine. I-a fost greu. E bine ce spui tu, dar pe de altă parte ar trebui încurajați să meargă și ei la rândul lor în muncă de teren, să culeagă folclor. S-a schimbat generația, domnul Cheilu. Este adevărat că s-a schimbat generația și deja mai sunt lăutari, nu? Mai sunt lăutari, dar nici ei, deci ce vin din urmă acum, vin din generația 89... Lăutarii, ați înțeles? Da. Care deja nu au mai ajuns, sunt din cei care au nu acum mai sunt din cei, 70, nu mai 80, trăiesc, exact, ăștia sunt, au și uitat, au problemele lor, înțelegeți? Și de asta îi amestecă, îi derutează. Dar noi, cei mai mari, care am apucat și avem în mână și deținem niște cântece frumoase, autentice, ar trebui să le dăruim pur și simplu. Să știți apucat. Că da. Eu mă simt o norocoasă și de asta spun, dacă ar veni la mine un tânăr interpret și chiar le-am lăsat, că m-au sunat copiii și la preselecție când au fost și a spus, doamna Virginica, nouă ne place melodia, Cucule de la pădure, este un cântec din zonă de acolo, tot de la noi, tot din zona Roșiori de Vedecules. Aolică, dar de ce făcui? Că la fel este culesele, are și Gheorghe sub o altă formă, dar nu-i problemă. Deci el vine din zona Oltenii, eu din Roșiori, suntem foarte apropiați ca și el așa l-a preluat. Sub zonă diferită. Corect, eu așa l-am preluat, dar nu este niciun fel de problemă, nu l-am sunat vreodată să spun sau... iarăși eu îmi respect foarte mult prietenii, eu când mă împrietenesc. Corect, așa e bine. Nu-mi place să-mi bărfesc colegii, nu-mi place să-mi urăsc. Dar eu n-am prieteniile urât. Între noi destul de exact, rare. Exact, chiar păcate. Dacă, domnul Chirilă, dar prietenia, eu din respect pentru dumneavoastră, indiferent, v-am spus, când dumneavoastră m-a sunat și m-ați ales, eu știu că m-ați ales, pentru că sunteți un om de calitate, faceți lucruri de calitate și de asta eu am pătruns și mă îndrăgește publicul pentru că îmi plac lucrurile de calitate și ofer. Și noi vom calitate. Dovedi în continuare. Sigur. Că tu faci lucruri de calitate. Virginica Neagu. Și flăcăi s-adună, se prind fetele de zori, băieții le dau ocol. Mândre care mai de care, poți să-ți alegi frățioare. Băiete, nu te uita, intră sârbă, nu mai sta. Pe la Alexandria și alegeți mândruța, mă. Să vedem cine încearcă
tristeață, bună de luat în brață. Găseale n-ai bifudule și de iubit nesătule, intră în sârbă, nu mai sta, pe la Alexandria. Nu lăsa jocul să treacă și alege-te-lor mănâncă. Am ales te-lor mănâncă, de-mi place mie cum joacă, cu cosița până la brâng, loc să-mi o țin. Frumoasă peste măsură, de ea-i bea apă din gură. Băiete, nu te uita, intră în sârbă, nu mai sta, pe la Alexandria și alegeți mândruța, măi. Intră în sârbă, nu mai sta, pe la Alexandria. Nu lăsa jocul să treacă și alege-te-lor mănâncă. Dragi mi-au fost mândruțele, că-am iubit din tinerețe până acum la bătrânețe. De-au fost bune, de-au fost rele, eu le-am iubit firariele. Și-am lăsat din inima largă, că prea mi-a fost viața dragă. Dar eu nu așa sunt și la mulți îmi lua fața, că-am știut să-mi trăiesc viața. Se mire lumea de mine, că pe toate le-am pus bine. Le-am făcut poftele toate să mă plângă după moarte. De unde am atâția bani, de unde cheltui bani grei și țin mândrele cu ei. Dar nimeni nu ghicește, fac bani cât ai zice pește. Unii la veri gândesc, mie-mi place să trăiesc, măi. Când o fi la moartea mea, măi, să vezi câte mor plângea. Ei în patru blând s-or duce, cine dracului o plânge. Virginica, școala populară de artă, unde ai făcut-o? La Alexandria? În Alexandria, da. Eram... am așa o poveste de copilărie ușor... Eu am luptat cu viața. Pentru mine viața a fost o luptă. Și asta m-a și format, probabil, ca și om. Și de asta... Pentru mulți copii sunt exemplu, pentru că tatăl meu a murit când aveam 12 ani, eu am fost un copil cu talent, așa m-am născut pentru că am preluat din familie. Tatăl cine meu cânta la caval și maica mea cu vocea foarte frumos. Avem pe cineva din sat, pe Elena Lefescu. Elena Lefescu, Breazu, o salut. Breazu, da. Pe care o salut și doamna Elena știe că este numai din generația... S-a dus spre Gorj. S-a născut acolo. Nu, așa se cânta. Să știți că și mama mea, asta vroiam să specific, pentru că maica mea vine cumva, sunt apropiate cumva de vârstă și maica mea tot Maria Lătărețu a cântat. Da, da. E Gorj, da? Da, dar asta se cânta la nunți. Muzica, știți cum... Da, erau ritmuri ale ritmurile de la nunți, da. Pentru că și maica mea la fel, v-am spus, eu n-am reușit, deși maica mea a cântat foarte frumos, eu nu am reușit să preiau de la ea un cântec
din zonă. Am cântat Maria Ciobanu, Maria Lătărețu și eu la dar fel. Dar în școală. Cu astea am trăit în casă. Dar în schimb, taică-meu fiind instrumentist și cânta la caval, el mai cânta cântecele noastre din zonă. Și? Ai preluat ceva? Liniile melodice mi erau cunoscute și v-am spus, nu am îndrăznit să le înregistrez, dar eu am crescut încă o dată specific cântecele noastre al lăutărilor din zonă, din lăutarii de la Dobrotești, lăutarii de la Didești, de la Merișani, pe care eu știu ce spun acest lucru și doamna Floarea Calotă a preluat foarte mult, a fost norocoasă, să spun așa, pentru că a absolvit liceul în Roșuier de Vede și chiar a preluat mult folclor, a cules. Uite, aș vrea și să din promis. Respect pentru doamna, nu pot să fac acest lucru pentru că nu ar mai avea sens. Eu, dacă eu le-am ascultat pe aceleași, da, nu are doamna Floarea l-a registrat și nu are sens să... Trebuie să-mi crezi stilul meu propriu, cântecele mele proprii. Aș vrea să promiți aici, pentru că da? Și domnul director și domnii de la cameră sunt oameni deosebiți, iubesc folclorul adevărat, da? Să ne promiți că într-o emisiune viitoare să vedem când, cum, poate când vom inaugura noul studio, da? Să aducem... Cântece hai, noi. Nu 7 tarafuri, că nu avem cum. Dar măcar 2 formație de astea de rapsos de acolo din zona de la tine. Ar fi frumos și mi-aș dori. Este greu să-i mobilizez pe oameni, să știți. Vedem cum facem. Ar fi frumos, ar fi ceva cu tradițional, da, ar fi. Avem un băiat care este la ansamblu și cântă cu copza și cântă foarte frumos și Cam auzit de tarafuri în Olt, în Gorj. Dar în Telorman nu știam că mai există și ar fi interesant. Sunt, dar ar trebui cumva adunați. Da. Adică, sau da, mergem noi acolo. Să mergem noi acolo ar fi o idee mai bună, pentru că așa ar fi mai ușor. Ceva dar, super interesant. V-am spus da, pentru că noi avem țambal, contrabas, cobză, vioară și naiul. Dar știi că... Bine, except în aiu, punem fluier, în rest fluier. Sunt cam instrumente caracteristice și unui taraf din Bucovina. Da. Pentru că și Bucovina cântă la fel, cu cobză. Cântă foarte mult cu cobză. Sau că am dus rapsozii da. Care cântau. Era un rapsoz păi asta spun, vedeți? Excepțional, Negel se numea. Da. Cânta la Copalău. Acolo e festivalul Usturoiului, lângă Botoșani. Doamne, ce putea să cânte. Am avut un concert la sala radio, mi-aduc aminte, acum 30 de ani și a venit maestrul Negel și toți soliștii, dar mari vedete, că a fost un spectacol mai deosebit, da. S-a aniversat nu știu câți ani de la înființarea radioului la 1 noiembrie, dar nu mai știu în ce an era, 86, cred, și Negel acompania orice solist din orice zonă și făcea să sune acompaniamentul ca în zona respectivă, adică avea ureche fantastică, a impresionat pe toată lumea și acolo au fost, dacă spun doar câteva nume, știu, frații Petreuș, Titiana da. Mihali, Mariana Drăghicescu, deci încă am apucat, trăiau. Ce frumos! Și da, și n-am spus niciodată ce recital a putut să dea, s-a prăpădit și el săracul, dar mă n-a mai rămas mai nimeni, din păcate. Cum a fost la noi în zonă foarte și un om pe care și eu am și cântat sub agheta dânsului, Gheorcel, Marin da, Gheorcel. Da, Marin Gheorcel, deosebit. Da. Pe urmă, dumnealui, parcă s-a mutat la Giurgiu sau... A fost la Giurgiu o perioadă și apoi la Târgu Jiu acolo... Acolo s-a și prăpădit, acolo a rămas la ansamblu. Da, era un... Oriunde, să știți că s-a impus cumva, are un, a avut un stil aparte, mai ales pentru zonă, pentru că maestru Blondea și chiar și maestru Parnica au reluat puțin din, mă înțeleg foarte bine cu dânsii că mă întâlnesc la spectacole. Nu, sunt niște maestri, să le da, spun. Sunt niște maestri. Și eu am cântat foarte mult, știi cu cine? M-am lăsat aminte acum, știi că ăla care, uite, sclerozat așa și eu. Dar să spun repede, să nu uit. Mi-a plăcut foarte mult colaborarea cu Ion Albeșteanu. Iarăși, care da, care era de-al nostru, da. Vlașca, pentru că aminte că a făcut Maiorea Murărescu un tezaur la Slobozia, festivalul da, tarafurilor. Și al lui, acum, după, cred. Nu, da, după ani de zile. Că a făcut prima Valentin. Oară, da. Și au fost tarafuri din cam toată Muntenia
Și mi-aduc aminte, doamna Comisil era în comisie și după spectacol, care spectacol a ținut 7 ore, pentru că nu se putea lumea atât aplauda, că sigur, așa, erau toți lăutare vestiți din toate zonele limitrofe și la un moment dat s-a făcut o masă după emisiune și doamna Comisil știa fiecare nume al fiecărui lăutar, tu ești Nea Vasile Cutare, tu ești Nea, de unde ești ea, frate, și îl punea să cânte cu vioara pe deasupra totul, capului, da. Cântă-mi sârba cu, cântă-mi, a, tu nu, n-ai cântat în seara asta ce trebuia să-mi cânti cu tare. Câtă știință avea. Vedeți, acest om, da, într-adevăr. Și nu... s-au dus toți, vezi, folclorul a cam rămas. Păi asta spun, tinerii sunt un pic dezorientați acum, nici ei nu trebuie să condamnați, pentru că Nu. Se mai e dar nici nu vor puțin. Să nici nu vor, dar nu mai sunt preocupe. Oameni să meargă în adevăratul dedesubt cum era doamna Comisil, cum era la noi Dedestancu, culegătorul de folclor, da, care a editat atâtea culegeri de folclor din zonă de la mine. Și ce am vrut să te întreb, că am fost chiar curios, la voi a funcționat foarte mulți ani ansamblul Liviu Vasilică, cum, da, Teleormanul sau cum îi spune, da, și acum Burnasul. Am văzut Burnasul, nu sunt două grupuri diferite? Da. Ce s-a întâmplat acolo? Unul al Comitetului de Cultură sau da, Consiliul Județean? Eu v-am spus, mie nu mi-a plăcat, eu nu m-am băgat în, pentru că este cumva și o problemă personală, da, a, da, familiei. Florinel cu Consiliul Județean, deci eu... nu s-au înțeles, da, și de asta el a rămas cu grupul Telormanu, așa, și Liviu Vasilica. Cei care au fost și înainte și la doamna, Liviu Vasilica. Nu, este un alt grup format, grupul alt mamă, grup, da, deci grupul lui Liviu Vasilica, majoritatea dintre ei, da, câțivea au mai plecat, au mai renunțat la muzică, alții au plecat prin străinătate. Unde au ajuns și soliști. Alții au ajuns soliști, da. Dar grupul lui și ansamblu făcut de Liviu Vasilică a rămas în continuare la Consiliul Județean. Și se cheamă Burnasul. Burnasul. Da. Florinel a făcut grupul lui, Florin Vasilică, a preluat și repertoriul tatălui și așa că, na. Că era, e interesant, știi că nu cam în multe zone s-a reușit a pătrunde. Nu, avem un grup foarte bun, grupurile și ambele grupuri. În afară de grupul de sunt la Botei, sunt amândouă grupurile, sigur, că dau ceva al lor. Cântecul ăsta de grup e răspândit la voi în Teleorman, așa? Da, pentru că așa ne-a perceput Liviu fiind solist consacrat și... a format în jurul lui un grup și cântecul haiducesc. E asta, deci sigur că da, haiducesc. Și doamna Floarea Calote, v-am spus, este o mare conservatoare a folclorului nostru din Teleorman. Doamne, a și creat, a și cules, a și păstrat nealterat tot ceea ce doamna Floarea Calote cântă, este nealterat. Dar tu ai avut ocazia să vorbești cu Floarea, da, Calote? Da, cum să nu, să ne cunoaștem. Ai văzut ce talentată e în a povesti? Am fost, chiar i-am fost alături în copilărie, deci și doamna Floarea Calote mă cunoaște foarte parcă bine. Parcă lucra la bibliotecă, nu? La biblioteca din Roșiori. Da, o și venim din zone apropiate, 4 km în nu, dar ai ascultat-o, ai văzut ce talent de povestitor. Sigur că da, sigur că da. Ce pipărat, și este un om minunat, un om deosebit și de asta vă spun, tinerii ar avea către cine să meargă și pe cine să întrebe dacă vor să facă lucrurile cum e, trebuie. Dar fără avea doar calitate, deci acolo nu merge. De asta știu. Cu jumătate de spun, măsură, da. Fiind conservatoare de folclor și foarte o bună cunoscătoare, într-adevăr, doamna Floarea Calote, când ți-a pus un verdict, a fost așa. Ma, și tu cânti foarte frumos și ne vom convinge în continuare, sigur, ascultându-te cu câteva cântece. Virginica Neagu. Măi, neicuță, nu uita, nu uita dragostea mea, că eu te-am iubit și tu m-ai mințit. Să te bată dorul meu, numai că te-am iubit eu, să te bată doar o zi.
mi-a dorit să te bată dorul meu, numai cât te-am iubit eu, să te bată doar o zi, să vezi cum mi-a sânul meu. Cu drag să te lind, dragostea să țin, să te bată dorul meu, numai cât te-am iubit eu, să te bată doar o zi, să vezi cum e a dori, să te bată dorul meu, numai cât te-am iubit. Din dragoste, că dragostea-i grea și doare firea rea, să te bată dorul meu, numai cât te-am iubit eu, să te bată doar o zi, să vezi cum e a dori. Tu l-ai să-ți faci plăcere, fugi de mine, pui tăcere, pe deal, când eram copil la casă. Gându aici mă duce iar și un dor nebun mă pasă. Dor nebun de-a mea măicuță, de viața de odinioară. Dor priveag de-al meu tăicuță și de maica bătrâioară. Acolo-n căsuța veche îmi trăi copilăria. Părinții fără de pereche mă învățau ce-i omenia. Îmi spuneau dacă am să plec și-am să ajung în lumea mare, niciodată să nu uit ca fi om în lucru mare. Doamne, mai ține-n părinții, nu mi-i lua de pe pământ, măi, că sunt mai blâns decât sfinții și nu am nimic mai sfânt, măi. Eu cu cântecele mele să le alin bătrânețea, să uite de zile grele și să-și alunge tristețea, cât o să pot am să cânt, măi.
ne mângâi sufletul mai, căci pentru unii n-au muncit mai, ca să ajung ce sunt acum. Virginica Dragai, activitate, să zic așa, discografică destul de bogată. Câte albume ai reușit până acum să editezi? Două, pentru că sunt selectivă, cum am vorbit, că nu-mi place până să fac volumul 47, așa, cum au alții. M-ați înțeles? Pentru că știți e cum. E greu să faci un album. Este greu, nu numai că eu, în momentul când mai și creăm, că asta este, trebuie să creăm, dar să avem grijă cum să creăm. Subiectele pe care le abordăm în cântec, pentru că este cântec, totuși nu poți să spui, nu sunt de acord cu cântecele astea, cu banul mă urcă, banul mă aruncă. Of, Doamne, deci, cu dușmanii, toată lumea. Cu toată lumea asta. Știți, eu sunt și un pic optimistă, eu întotdeauna de asta v-am spus, având o copilărie mai nefericită în sensul că mi-a murit tatăl, am rămas destul de mică, am pătruns foarte greu, chiar și în muzică. Dar norocul meu, iarăși mă consider o norocoasă, pentru că eram pe vremea epocii noastre de aur cu Cântarea României, unde acolo... Măi, te-a iubit Dumnezeu. M-a iubit Dumnezeu, unde erau, știți, selecțiile destul de severe, trebuia să ai ceva dar de spus. Dar pătrundeai dacă aveai valoare. Corect. Pătrundeai. Da, am deținut și am obținut câteva acum nu trofee. Acum nu mai e chiar așa. Care pentru mine acum au fost foarte așa, importante. Am cunoscut specialiști, am ascultat specialiști și au spus opinia lor, dar am făcut ce am simțit. Da, dar ai ascultat, ai avut de unde învăța niște lucruri. Exact. Cum e mai greu. Chiar dacă asta. Trendul s-a schimbat puțin, sigur, că ați văzut televiziunea, și folclorul ceva mai modern, făi, haide că nu mai e nu știu ce. Dar văd că se revine, pentru că, dragii mei, publicul noi îl educăm. Am colegi mari, interpreți, soliști, interpreți mari, care a venit acolo, eu am și activez, am și o trupa mea cu care cânt, unde mai sunt și invitată pe la restaurant, unde am și formația și când sunt mese organizate așa merg, dar eu mi-am educat publicul. Interpreții cei colegi de cântec cu renumiți, da, am înțeles. Așa, vin și le este foarte ușor să pătrundă la sufletul oamenilor, pentru că eu cântând folclor autentic, prezentând chiar și colegele, cântecele colegilor mei care mi-au mers mie la suflet și le-am simțit, eu întotdeauna când cânt un cântec alegând textul, dacă pe mine m-a mișcat cumva, înseamnă că pot să-l transmit mai departe. Da, eu întotdeauna am cântat ce am simțit. Da, așa zic eu că e cel mai și corect. Eu zic că, într-adevăr, publicul se educă. Și la evenimente trebuie să interpretezi da. Din toate zonele. Din toate zonele, să știți sigur. Că da, îmi place și foarte mult, iubesc, de asta vă spun, când simt Moldova, deci îmi place foarte mult. Chiar dacă nu cânt eu moldovenește, dar am ei, și nu, dar câteva melodii din zona Moldovei, pentru că, sincer, mergând la nunți, acolo găsești. Ei, și să cere când le m-au zis, haideți să vă spun alte, mulți interpreți din ăștia, mă rog, care consideră că sunt cei mai buni, vin și spun, nu cânt eu, să nu mă blochez, să nu fiu rea, cântă la nunți, dar ei pentru ce oare se zbat atât să apară pe sticlă, pentru ce îi întreb? Nu tot pentru nunți? Pentru nunți, domnul Chirilă. Nu toată lumea agrează. Să nu-mi spună. Sunt câțiva interpreți care v-am spus, sunt câțiva pe care îi numărăm, uite, nu care nu nunți. Acceptă. Păi și... Nu că n-accept. Nu. Au trecut ani, știi că se fac găști, orchestre, formați. Lăsați la dumneavoastră asta, spun, de-aia nu cântați, pentru fiind că s-au făcut niște găști. Fiind în București, e mai dar greu. Dar este greu, pentru că s-au făcut niște găști și acele găști sunt... Cumva, știți, mă luați pe mine ca trupă, da? Dom'le, vreau să duc o vedetă. A, de ce sunt pe X? Ați înțeles? Da, acești interpreți, de-aia vă spun, de-aia merg în televiziuni, de-aia se mediatizează, e normal să fie așa. Să-i solicite oameni pentru că sunt renumerați, știți, noastră, foarte bine. Mai bine, da. Și așa că să termine cu ăla nu, că știi, cântă la local, cântă la nunți. Vreau să vă întreb, Ioana Radu unde a cântat?
Da, de ce spectacole? Maria Tănase, unde a cântat? Ce restaurante? Hai de mine. Păi despre ce vorbim? Da. Restaurantul te formează, școala vieții, domnule Chirilă. Restaurantul te formează. Acolo e școala vieții, da? Să faci față. Acolo, ca și solist, trebuie să cânți pentru toate gusturile. Și dacă ești într-adevăr interpret, care te respecti, ai grijă... Ce cânți? Ce cânți? Așa da. Cum și Virginica Neagu are grijă ce cântă și așa când ne va cânta în continuare, iar cu ceva din repertoriul ei. Să ascultăm. Zis verde m-a rotat, sufărată-s pe bărbat, ca seara mi-a întârziat, nici guriță nu mi-a dat. Și-am zis verde m-a rotat, sufărată-s pe bărbat, ca seara mi-a întârziat, nici guriță nu mi-a dat. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară, umblă pe la porți străine și n-are habar de mine. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară. Eu l-aștept toată noaptea, nu știu pe unde o umbla. Măi bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele, că veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Măi bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele, că veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Acum ești în putere, iubești mândre tinerele, dar vine bătrânețea și ți-o-i face viața grea. Ca să vezi și tu ce înseamnă să nu fii băgat în seamă, să mă aștepți până dimineața, să-ți blestem bărbate viața. Virginica, ce părere ai tu despre viitorul folclorului românesc? Crezi că este pe mâini bune? Da. Sunt foarte mulți copii care vin din urmă și sunt foarte bine pregătiți. Sunt școliți. Ce dar dumneavoastră și... știți ce înseamnă folclorul. Mi-ar place să cânt așa ca la Vatra Satului. Mai nativ. E greu că nu mai e vorba, da, nu mai e pe mi-ar place să un întreb. Nativ. Nativul se simte întotdeauna, mai ales da, muzica da, populară. Da, se simte imediat. Trebuie să te duci în foarte multe... Să cânti așa cum simți tu. Cum era Maria Lătăreț. Ce școală a avut? Câte clase? De asta spun. Și s-a alterat un ce pic din cauza asta. Ce știința cântului? Ai văzut cum, exact. Cum filează în cum notele? Să... Doamne, este ceva... Și, dar ea simțea, cânta la simți, știți lăutarii, când, uite, preluam, că eram micuță și mergeam după toate nunțile în sat, eram prezent. Și îi auzeam și acum hai să cântăm cereau. Și pe vremea aia. Da, da, da. Veneau oamenii satului și îmi spuneam, cânti balada aia sau îmi cânti nu știu ce melodie a lui Maria Lătărețu sau... Și acum îi auzeam, bătea din vioară așa din arcușe și acum vă cântăm ceva la plăcere. Așa se spune? Vă cântăm la plăcere. Deci la plăcere, ceea ce simțeau ei. Pe mine, asta pe mine m-a... le-am cules. Am fost un copil ca un burețel. Am absorbit tot. Pentru că ți-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut, am trăit, am, într-adevăr, și trăiesc. Pentru mine muzica înseamnă viață. Asta e secretul, nu? Asta da. E. Dacă îți place cu adevărat. Îmi place cu adevărat. Așa, atunci da. Faci și sacrificii, da. Nu se poate da. Altfel. Da, sigur, sigur că da.
Arăți foarte bine, ești o femeie frumoasă, ai o atitudine extraordinară, asta mi-a plăcut. Tocmai că mă uitam în studio acolo cu băieții și am văzut cum interpretez și mi-a plăcut foarte mult atitudinea ta. Vă mulțumesc. Este o atitudine demnă, este o atitudine parcă a unei țărânci românce. Românce, care, adevărat. Așa, care vrea să transmită prin voce, da, prin text, prin cântec, eu știu, o anumită trăire personală și chiar mi-a plăcut foarte mult. Deci, felicitări. Vă mulțumesc din suflet. Să știi că nu o spun așa ca să spun vorbe mari, nu prea am. Știu că ne cunoaștem de atâta timp. Și la soliste mai cunoscute decât tine, adică oameni care să cred mari vedete. Da, îmi văd locul, știu locul, să știți. Atitudinea asta n-am văzut-o. Adică și costumul impecabil, totul era perfect, pe mijloc, aliniat, cămașa, catrința, fota, toate stăteau perfect pe tine, este mare lucru. De asta eu consider respect față de folclor și de asta v-am mai spus, eu aș vrea să fiu un exemplu pentru copiii care vin, pentru că mă îndrăgesc, eu fiind un om modest, un zâmbitor, tot timpul zâmbesc, sunt un om ca să mă laud, nu mă laud, pentru că cei, mai ales cei care mă cunosc personal, ești știu ce fire bun. Ești un om bun? Sunt un om bun. N-am urât niciodată, n-am vrut să-i fac rău nimănui. Chiar dacă mai bine pierd eu, știu locul, n-am invidiat pe nimeni. Ce consider? Ce rol pentru are? Pentru că eu consider un destin. Caracterul? Foarte mult. Definirea unei cariere de profesionist. Deci caracterul stă la bază, este foarte important. Când îți spun, am voce, cânt, am degeaba tare. Dacă nu e caracter. Trebuie să le îmbini pe asta toate. Asta e foarte, foarte important. A fiind... Să vă spun de ce, eu pentru dumneavoastră astăzi trebuia să fiu într-adevăr un coleg drag sufletului meu, Nicușor Iordan, îl iubesc enorm, e ca un frățior pentru mine, își lansează un album, dar din moment ce dumneavoastră ați vorbit cu mine și cunoscându-vă ce fel de caracter frumos, ce om cu un caracter frumos, interpret care eu îl îndrăgesc și îl apreciez, n-aveam cum... Ce puteam să vă spun? Știți, doamnă Chirilă, ar fi mai bine să apar nu știu unde, că na, a înțeles copilul foarte... Nu, că e un băiat deosebit. Este Nicușor. Un copil deosebit. Să sperăm că reușim să-l aducem și aici, să tragem așa de limbă. Eu cred că va veni, pentru că Nicușor este foarte deschis pentru lucrurile frumoase. Și un băiat deștept. Și înțelege băiat că deștept, da. Viitorul este aici. Da. Aceste televiziuni, da. Sigur că da. Care promovează folclorul adevărat și vreau să spun că aici au fost doar vedete și toată lumea întâi nu că au avut rețineri, dar au venit mai greu să vedem, să nu știu pe unde ne-ai dus, până a găsit, păi s-au simțit minunat. Și pentru plus ca audiența postului. Aveți și dumneavoastră ceva la acela cum vorbim până acum, fiind un om bun, un interpret. Nu mai mă laud atât, dacă mă simt că și vă știu, nu aveți de ce să vă simțiți, nu pentru cazul, că doar nu, am povestit că și dumneavoastră veniți și... cu un palmares frumos, cu o experiență de viață frumoasă, ca și interpret și avem de unde lua exemplu. Și din moment ce ați făcut o selecție te foarte mult, că altfel nu te invitam și vă mulțumesc din suflet că m-ați ales. Știi ce m-am tot gândit, că gândindu-mă la tine m-am tot gândit așa, cât de, nu cât de greu, dar cum ți-ai construit cariera, adică fără compromisuri, fără, pas cu pas, chiar pas dacă merge mai greu, mai greu, dar sigur, sigur. Da. Și așa reușești să rămâi. Pentru că așa, altfel nu. În radio ai reușit să mergi cu piesele? Am reușit până la urmă, o să merg. Consider că radio este important pentru interpret sau numai apariția la televizor? Și. Că mulți spun, n-am nevoie de radio, numai ce a fost odată. Eu dacă apar la nu știu ce posturi... Nu este adevărat. Nu, pentru că încă omul de la țară au treburi gospodărești, nu poate să stea numai cu ochii la televizor. Și ascultă... Mai ascultă și radio. Asta, deci este foarte important. Asta vreau să aud de la tine, da. Sigur că da. Este deci important. V-am spus, realistă, știu lucrurile cum stau și asta trebuie să nu ne... Dacă mergem într-un grup și vai, tu ești cel mai bun și nu. Nu, niciodată trebuie să fii foarte fiecare atent. Fiecare e bun în felul lui. Să fii foarte atent cu tine, pentru că... Eu mai am un lucru care îl spun tot timpul. Sunt foarte vorbăreață pentru că mă simt foarte bine, am confort. Am confort, să știți că nu oriunde mă simt atât de confortabil. Eu pe colegii mei de cântec, că îi consider ca și frați, pentru că... Așa e normal să fie. Pentru că fiecare avem câte puțin de acolo.
de Și avem sus. Ceva de spus în felul exact. Nostru. Da. Și fiecare avem publicul nostru, fiecare avem și este loc pentru fiecare. Altfel n-am fi fost hărăziți cu acest talent. Deci, credeți în Eu cred, sunt un om foarte credincios pentru că am și simțit acest ajutor de sus, divinitatea. Să știi că e foarte important, pentru că mulți spun că sunt niște legături ancestrale și nu. Că cei care sunt hărăziți cu talent, cu darul acesta de la Dumnezeu, cumva sunt mai aproape de divinitate decât sunt. Ceilalți, dar Așa. Trebuie să avem grijă să rămânem acolo ca și comportament, ca și caracter. Corect. Și uite că pentru că publicul ne privește și ei de la noi au exemplu. Dacă noi ne răim între noi, dacă noi vorbim urât unul față de celălalt, ce exemplu am dat? Dar publicul e foarte, foarte atent și selectiv. Un judecător foarte sever. Sigur. Mi se pare că nu a trecut, dar nu. Nu e adevărat. Nu. Și tinerii și mă bucur că și vin tineri acum care asta am vrut să spun, care au început să revină la cântecele vechi. Folclorul autentic. Vom mai vorbi despre folclorul autentic, despre ce se mai întâmplă în folclorul nostru. Iată că, din păcate, timpul emisiunii noastre s-a cam terminat. Vă lăsăm în compania cântecelor de plăcere. La plăcere! La plăcere, așa, cu Virginica Neagu, dar nu ne despărțim până nu o rugăm pe invitata din această emisiune să spună câteva lucruri pentru dumneavoastră, dragi români de acolo din depărtare, pentru cei care ne urmăriți, gânduri, dedicații, ceea ce simțiți dumneavoastră în acest moment că trebuie să spuneți. Da, să le spun că România noastră este frumoasă. Românii sunt frumoși la suflet, sunt oameni frumoși. Eu am pentru toată lumea cânt, pentru românii de pretutinde, dar într-adevăr străinătatea, am un cântec frumos de străinătate pe care îl aduc în dar tuturor românilor de pretutindeni. Și acolo cred că am spus cam totul ce ar trebui să vă spun în această seară. Să ai mult succes, să fii sănătoasă, să poți să te bucuri de munca ta, familia să fie fericită alături de tine, cei dragi. Da, să fie sănătoși și sigur, știți cum primează în viață. Să te înțeleagă, corect. Contează foarte da, mult. Da, sunt unul dintre oamenii, mă simt eu norocoasă, chiar dacă sunt undeva la mijloc, sunt fericită că sunt aici, pentru că am lucruri dragi mie alături, am o familie reușită. Să și trăiască și să te sunt bucuri. Foarte fericită, da. Dragii mei, până la o întâlnire viitoare, vă dorim toate cele bune și acum vă lăsăm în compania cântecelor La plăcere, nu? Da. Cu Virginica Neagu. La revedere! De străin ce sunt pe lume, plânge inimioara în mine. Plânge inimioara în mine, ca într-un copil de 3 zile. Copilul plânge și tace, care mamă să-l împace. Dar pe mine n-are cine, că sunt străină pe lume. Rău e, Doamne, prin străinii, ca desculți prin mărăcinii. A, naibii străinătate, niciunul nu ține parte. Vai săracul tatăl meu, de-i fac bine, de-i fac rău. De-i fac bine, de-i fac rău,
tot zice copilul meu. Vai săracă mama mea, de-i fac inimioară rea. Tot îmi iartă greșeala, că este măicuța mea. Rău e, Doamne, prin străinii, ca te sculți prin mărăcinii. A naibii străinătate, niciunul nu-l ține parte. Aș fi plecat în lume, dorul de părinți rămâne. De căsuța cu pridvor, unde am crescut cu dor. Nu știu, Doamne, ce-i cu mine, mă usuc ca frunza-n vie. De dorul lui măicuța, că m-a crescut sărmana. Rău e, Doamne, prin străinii, ca te sculți prin mărăcinii. A naibii străinătate, niciunul nu-l ține parte. Doamne, prin străinii, ca te sculți prin mărăcinii, a naibii străinătate.